ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Sunt împreună cu Costin, care este la volan și ne zâmbește, și Isa în spate. Și astăzi vom face un road trip până în Vermont. Țineți aproape să îl descoperiți alături de noi. Și granița, la fel, nu era absolut nicio mașină, doar noi, și suntem în Vermont, în statul Vermont din Statele Unite, The Green Mountain State. De aici îi vine și numele, de la Munții Verzi, pentru că sunt acoperiți cu păduri. Am ajuns la Jay Peak Resort și de aici vom lua telecabina și vom urca în vârful muntelui și la întoarcere să încercăm să coborâm Perpedes. Așa arată locul de unde se ia telecabina. Tocmai pleacă una pe deasupra noastră, $15 biletul de persoană. Am fost mai de mult, cred că acum vreo 8 ani, și am stat la hotelul de alături, care are și water park, și am mai urcat și atunci. Au și steagul canadian arborat alături de cel american, pentru că
este foarte aproape de granița cu Canada și probabil că vin foarte mulți. Se vede cum coboară telecabina care o să ne ducă pe noi. Acum se întâlnește cu cea care tocmai a plecat. Avem aici informații despre lungimea traseului, care este de 2,5 km aproape, o diferență de nivel de 600 de metri. Vârful Jay Peak are aproximativ 1300 de metri, aproape 1200 de metri, are 1177 de metri. Acum intră telecabina care tocmai a coborât, în care o să ne îmbarcăm și noi. Ne-am îmbarcat în telecabina și ne pregătim de decolare, de plecare. Se umple încet. Telecabina este din jumătate în jumătate de oră. Deci chiar dacă a venit a trebuit să aștepte 20 de minute, că drumul durează cam 10 minute, 12 minute până sus. Și panorama frumoasă a munților din prejur. Și cum vă spuneam, noi când am fost data trecută, am stat la hotelul acesta, care are un water park și piscina în exterior și tot ce este acoperit în partea dreaptă cu tavanul de acoperișul de tablă, acolo este water park. În stânga avem altă instalație de telescaun, avem și tapis roulant, cum se cheamă aici, magic carpet în engleză. E pentru cei care sunt începători la ski și în partea dreaptă, mai în depărtare, este un alt telescaun mai lung. Domnul care merge cu noi în cabina, care ne însoțește, ne-a spus că a fost construită în 1967 și bineînțeles că au fost mai multe renovări și modernizări de atunci. Deci are peste 50 de ani. Tocmai ne-a depășit telecabina care coboară. Ne balansăm un pic, că tocmai am trecut de un stâlp. Și o să încercăm să coborâm la întoarcere pe Perpedes. Mă rog, nu pe aici unde sunt bolovani, și data trecută când am fost am făcut la fel. Mai trecem de celălalt telescaun care este mai lung și mai abrupt. Și avem o panoramă foarte frumoasă a munților. Yeah, you see the
și am ajuns, cum spuneam, a durat cât? 10 minute maxim. Și avem această panoramă absolut superbă. Cum ți-a plăcut urcatul cu telecabina? A fost foarte frumos, să le dat pe picioare. Tu ce zici, Isa? Nu ți-e teamă de coborâre, nu? Nu ți-e teamă de coborâre. Se simte deja mai răcoare aici, dar este foarte plăcut. Foarte plăcut. Noi ne-am luat și niște jachete, dar nu avem nevoie de ele. Cred că sunt cât, poate 20 de grade aici, jos erau vreo 25-26. Cum spuneam, înălțimea vârful este de aproape 1200 de metri. Ce frumos, se văd toate nuanțele de albastru, gri, verde ai munților. În depărtare se văd niște eoliene. Avem aici o pancartă cu diversele trasee și avem aici indicatoarele. Cel de sus ne spune că este drumul mai ușor până la bază. Probabil că cel din dreapta este mai greu. Uite, ne arată în direcția aia, se vede Mount Washington. Și lacul care se vedea din telecabină era lacul Magog din Quebec. Superb! Aude și un avion cum trece pe deasupra. Probabil merge spre Montreal și Luna, sau o parte din Luna. Uite, acolo sunt vulturi. Un cățel viteaz care a urcat până aici și l-a tras și pe domnul. Unii care își lasă numele pe garduri. Și pornim și noi la vale. Să ajungem cu bine. Sperăm. Ce de fluturi și libelule pe aici. Și se aud și greierii în iarbă. Isa și-a pus muzică motivațională. SOS de ABBA. Să sperăm că nu-i cazul să cântăm SOS. Avem aici sesiune foto cu Costin în prim plan, zâmbind. Am ajuns la
spatele scaunul lung, care probabil funcționează doar iarna, pe perioada de schi. Și acum o să trecem pe lângă sau pe sub telecabina care urcă și care coboară, sigur. Ne continuăm drumul pe traseul mai ușor și avem aici Goat Run în stânga pentru cei care sunt capabili să sare din piatră în piatră ca și căprițele de munte. Nu e cazul nostru sau cel puțin al meu, așa că, cum spuneam, vom continua pe traseul mai lejer. Costin mă așteaptă cu brațele deschise. Ia să o iau în alergare, să-l dau jos. Noroc că e și Isa mai jos și-l prinde ea. Nu? Ești pregătită, Isa? Am nevoie de ajutor, auziți? Sunt mulți bolovani, pietriși mai mari aici. Și e un pic mai abrupt. Bâzii albinele aici. Fluturi, greieri și pietriș. Ce frumos este și Solidago. Peste tot sunt pâlcuri galbene de Solidago și iarbă mai înaltă. Și ciulini mov, floriți frumos. Aici are Costin o poză de când am fost data trecută în iarbă și era un pârâiaș, acum este secat. Știu că am băut apă de aici. Poate găsim poza și o inserez aici. Isa filmează și ea pentru canalul ei. Dacă vă face plăcere, puteți să îl căutați, Isabela Ionescu, cu 2 de L. Este în engleză și sigur ea filmează mai mult pentru ea, în primul rând, și în al doilea rând pentru prietenele și colegele ei. Dar are filme interesante de pe unde s-a plimbat. Fie cu școala, fie cu noi, fie în vacanță. Telecabina care coboară. Drumul ăsta mi-aduce aminte de drumețiile care le făceam cu ai mei când eram copil. Și eu și fratele meu ne luau peste tot în vacanță prin munți.
sau doar grerii și gâzele și ceva păsări și vântul printre frunze. Isa a găsit un izvor de apă și ne strigă de acolo, de jos. Am ajuns la pârâul de apă și Costin o să se ducă să încerce să umple sticla. Aici e acoperit cu niște lemne ca să putem trece mai departe. Cum e apa, e rece? Ai grijă! E rece? Isa aici filmează și ea. Și acum drumul de pietriș se transformă în iarbă. Costin acum gustă. E primul, este cel care testează apa de izvor. E rece? E recișoară, mă să zic așa, vreo 10 grade, care n-are gust de nimic, dacă se întâmplă ceva, vă spunem diseară. Sau nu. Mâine. Avem iarăși un panou cu indicatoare. A trecut cam o oră și un sfert de când am plecat de la cabina de sus. Și cred că mai avem vreo 20 de minute. Am ajuns la Shoof Glade. Ia uitați ce copac. I-au tăiat crengile ca să nu intre în pârtia de schi. Și acum trecem pe sub telescaun. Aproape am ajuns, au trecut aproape 2 ore, am ajuns în spatele caselor unor oameni de aici, care au pădurea în loc de gard. Și după 2 ore de coborât pe jos, pe drum de pietriș, am ajuns înapoi la Jay Peak Resort. Destul de obositor drumul. Probabil că dacă ar fi fost fără mine, ei ar fi coborât mai repede. Într-o oră, oră jumate, cel mult. Dar așa i-am încetinit. Ne-am urcat în mașină și mergem spre următoarea destinație. Sperăm să vă placă și aceea. Se văd alte pârtii de schi de la stațiunea Stowe. Este o altă stațiune cunoscută din Vermont. Ne îndreptăm spre a Smuggler's Notch din Vermont, un loc unde este cunoscut ca fiind un loc de contrabandă.
președintele american Thomas Jefferson a interzis la 1807 comerțul cu Marea Britanie și Canada și locul ăsta era totuși folosit pentru a aduce animale și alte produse din Canada și duse spre zona de New England, coasta americană, unde sunt acum Maine, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, cunoscută ca New England. Și la fel, pe timpul prohibiției, în 1922, era folosită ruta, sau ruta atunci a fost îmbunătățită ca să poată să treacă mașinile și să aducă alcool din Canada. Este o zonă foarte frumoasă. Să ajungem imediat în zona unde sunt niște bolovani foarte mari care erau folosiți pentru a ascunde marfa. Toată zona, muntele, vedeți, este pietros. Nu știu de fapt dacă se vede din cauza luminii. Și am ajuns în zona unde mașinile pot opri. Poți urca chiar până în vârf, dacă noi n-am fost niciodată până în vârf, dar am trecut cu mașina. Nu, n-avem voie. Este zona unde sunt bolovanii, cum vedeți. You've arrived at your destination. Mulțumim. Ia uitați. Ce pietroaie mari. Și este locul foarte îngust. Trebuie să ținem banda strâns. Nu toată lumea o face. O să oprim și noi să mergem un pic pe jos. Ne-am dat jos din mașină și mergem să explorăm Perpedes un pic. Bolovanii, să vi arătăm și vouă. Trebuie să avem grijă la traversat. Bine, mașinile oricum merg încet, pentru că drumul este foarte îngust, dar oricum. Hai acum! Ai grijă că, uite, sunt urzici pe jos. Și astea... Uite aici. Ne resimțim un pic după plimbarea de pe munți. Wow, uite ce spectaculos! Și cum se văd, copacii care au crescut ca din piatră. Costin vrea și el repede să treacă pe acolo, să-i se facă o poză. Schimbă rolurile acum. Hai! Îmi faci și mie? Da. Am voie să fiu în poză? În spatele tău și pe aia plec. Hai! Și acum plec? Da. Și păi doar ei. Am plecat să mai vedem. Wow! Și în depărtare se văd munții care sunt și ei tot din piatră.
plăcut. Ia uitați cum copacii au luat forma bolovanilor. Uite cum au luat copacii ăștia, cum s-au mulat așa, parcă după piatră. Hai să nu urc. Hai, ai grijă să nu aluneci. Hai să vedem pe Isa cum escaladează bolovanul. Bravo, Isa! Super! Fă-i o poză acum. Fă-i poză, dar n-am... Alții mai curajos au dus la bolovan și mai mari. Ce frumos se văd umbrele frunzelor pe pietre. Să dăm motocicleta. Foarte frumoasă zona. Sunt unii care fac escaladă chiar. Uite, acolo fac escaladă. Costin vrea și el să escaladeze cu sticla de apă în mână. Bravo! S-a urcat și Isa. Foarte frumoasă zona și acum ne întoarcem la mașină, nu? Ia uite copacul ăla, la fel cum a rezistat. Ne întoarcem spre mașină.
ajuns și în Burlington, capitala statului. De fapt nu e capitala, capitala era Montpellier, dar e orașul cel mai mare din Vermont, are și universitate pe lângă care trecem acum, Universitatea din Vermont. Și o să oprim să mâncăm masa de ce este? Prânzeară. Și seara, da. Și vă luăm cu noi. Ce zici, Isa? Ce vrei să mănânci? Ce găsim? Ceva bun? Da. Nu ceva rău, nu? Nu. Așa sperăm să găsim ceva bun. Destination is on your right. Aici este strada comercială. Aici o să mergem să căutăm. Am găsit pe internet chiar bistroul acela, Lönig. E plin, văd, dar oricum. Dar mai întâi trebuie să găsim un loc de parcare, care este, ca de obicei, o problemă. În față se vede lacul Champlain. În parte din ei, el se află în Quebec și cam 3/4 este în Statele Unite, împărțit în jumate între statul New York și statul Vermont. Bravo, Pufi, ce ai făcut? Am văzut că poți să inserezi cardul în loc să descarci. Da, am găsit aici un loc de parcare, bineînțeles cu plată, și pe o parte scria că trebuie să-ți downloadezi nu știu ce aplicație și căutam acum să facem asta și norocul, Isa s-a uitat și pe partea cealaltă puteai să plătești cu monezi sau cu card. Așa că ne-a salvat timpul, cât ar fi durat să stăm să mai facem nu știu ce alte lucruri. Foarte cald. Da, e foarte cald. Afară 33 de grade. Isa a zis că era rece. Uite, acolo vis-a-vis este Whiskey Room. Și acum ne îndreptăm spre strada comercială unde era și restaurantul. Uitați aici o foarfecă frumoasă pentru haircuts. Și Burton. Burton este o firmă de haine din astea și echipamente sportive. A, uite, vezi Burlington, de aici vine? Pompierii din Burlington trec pe lângă noi. Și am ajuns, asta este bistroul pe care îl căutam. Să vedem dacă, uite, au aici mese în spate. Și au și un chioșc, tot ei, unde vând acolo petit bijou. Vând patiserii. Poate după ce mâncăm o să facem un tur pe străzi. The Irish Pub. Da, aici. Aici, amiții, și gata, afară. Și pe ăsta l-am văzut acolo. Nu am avut noroc nici la Irish Pub, că erau în mijlocul schimbării shiftului și mai dura încă un sfert de oră, ceea ce era cam mult. Atmosfera de New Orleans. Să vedem dacă aici suntem mai norocoși. Decât cocktailuri unde cântă muzica. Deci uite aici, putem să mai încercăm vis-a-vis. Sau dacă nu, mergem pe stradă, în partea cealaltă. Am
am găsit până la urmă vis-a-vis de Irish Pub la Sweet Waters. Vedem acum despre ce e vorba. Uite, au nachos, pulled pork nachos. Interesant. Și avem și muzică. Ce zici, Puffy? Arată bine. Da? Bine. Au venit băuturile, berea, ți-ai luat o bere albă sau ce e? Și aperitivele. Avem aici Mexican fries, care sunt niște ca niște cartofi din cum se cheamă, polenta din mămăligă. Interesant, o să vedem, n-am mâncat niciodată asta. Și acolo avem nachos. Astea sunt aperitivele care le împărțim. Așa arată Mexican fries. Sunt de fapt niște, e mămăligă presată, nu știu dacă e în amestec, încă n-am gustat să văd cum e la. Da? Și după aceea e prăjită. Și are aici niște boabe de porumb și ceapă și iarăși o brânză. Și un sos portocaliu, cred că e iute. Așa și așa. E bun, foarte bun. Mie îmi place mămăliga prăjită. Și nachos sunt foarte bune, un pic picante, au niște, au felii de ardei iuți. Cum e, Puffy? Foarte bun. Îți plac nachos? Da, nu ți-e cald? Nu mi-este cald. Miții? Cum? Bun, nu? Deci cu gura plină, deci înseamnă că sunt bune. Au venit și mâncărurile principale. Costin și-a luat ceva cu somon. Tacos. Eu se chema short sleeve, ceva cu pui și cu salată de varză. Și Isa ți-a luat grilled cheese cu caprese și cartofi prăjiți. Arată bine. Toate arată foarte bine. Poftă bună! Mâncarea a fost foarte bună. Costin a terminat tot. La mine a rămas, pentru că nu am putut, erau porțile foarte mari. Un pui prăjit cu o crustă de migdale și Isa la fel. Nu e așa? Cum a fost mâncarea ta? Isa? A fost foarte bună. Ce ți-a plăcut? Dar n-ai putut să mănânci, nu? Pesto. A fost un sandwich caprese, nu? Da. Ok. Aici avem un mic chioșc unde au și cafea și diverse patiserii. Să mai venim și altă dată să vă arătăm mai pe îndelete orașul Burlington. Este foarte frumos. Cum vă spuneam, este pe malul lacului Champlain, vis-a-vis este Plattsburgh în statul New York. La restaurantul unde am mâncat mai devreme nu aveau cafea, așa că ne-am oprit la acest chioșc franțuzesc să bem un latte rece cu gheață, să ne răcorim, și Isa are un matcha latte cu oat milk, adică cu lapte de ovăz. Cu gheață. Și cu gheață. Toate sunt cu gheață pentru că, nu știu, nu m-am uitat câte grade sunt, dar cred că spre 35, că e umezeală mare. Și după asta o să ne îndreptăm spre casă. Mai avem cam 2 ore, 2 ore jumate de condus. Depinde de, cum spune, de ce este la vamă. Sperăm că v-a plăcut această zi petrecută alături de noi la J-Pig și Smuggler's Notch și acum în Burlington, o zi în Vermont. Sperăm să vă uitați și altă dată la vlogurile noastre. Și până atunci vă spunem la revedere. Ciao. Suntem un pic obosiți după drumul de 2 ore azi pe munte. Ia uite, Costin, ce zâmbet frumos are, e roșu la față. Toți suntem, de fapt, este și cald aici și ne-a ars un pic și soarele pe munte. Ciao.
ajuns iarăși la granița cu Canada. De data asta este un pic de coadă, cred că sunt vreo 10 mașini și 2 motocicliști aici. După, cred că jumătate de oră, tot la rând suntem la vamă. Durează mai mult decât ne așteptam. Cele 10 mașini s-au făcut mai multe între timp. Am stat, cred că erau americani și au vrut să-i controleze. Așa, mai mult, eu știu. Așa e politica. Americanii ne întreabă pe noi și canadienii întreabă pe americani ca să era puricat. Da. Asta e, n-avem unde să ne ducem. Așteptăm. Măcar e, se vede frumos peisajul lateral cu soarele care se apune, se apropie de apus.